Iată că filmările noului sezon La Sfierbinți sunt în toi, oameni buni. Intrăm acum în culise, acolo unde nu are acces telespectatorul în fiecare seară. Noi vă arătăm cum sunt aventurile celor din La Sfierbinți, Bobiță, Dorel, Celentano, Firicel. Ce fac acolo, cum se descurcă. Și apropo, ieri a fost ziua Dalidei. Să-i spunem și noi la mulți ani din partea noastră. La mulți ani, Dalida, și haideți să vedem cum e în culise La Sfierbinți. Camera set? Mai sus, Damian. Hai, prima poziție, luăm de pe mese alte obiecte, alte obiecte. Și acțiune! Hai, noroc! Hai, noroc! Unde a făcut testul? Rece la o nuntă. Stop! Stop, stop! 3, 2, 1, bam! Bam! Nici n-ai apucat să-ți bei cafeaua. N-am apucat, mă, și tu cu interviul nu mă ajuți. Așa, să-ți revii, să intri în formă de divină. Da, 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 că sunt un pic așa, am făcut și o oră jumătate până aici. Eram în întârziere, adică am întârziat maxim, pentru că nu e trafic în București. Nu e, de la Dorel se tot primul pe aici, prin spatele. Da, îți dai seama, el pe el atrage camera, știi cum e camera pentru el? E ca o gaură neagră, îl absorbe, uite-l, uite, abia aștept, trece prin spate. N-ai avut timp să-ți bei cafeaua, dar ți-ai pus accesoriile, astea îmi place. Nici în noul sezon nu-ți lipsesc accesoriile. La asta nu am, atât am de comentat, pentru că modă, bam! Da, și te... pantalonii sunt un pic... E bine, știi, în camuflajul ăsta, care, știi, dacă intru în ceva, în boschețe, în astea, mă pierd. Da. N-are cum. Vă sfârșim tot ăsta, n-are cum, dar zic... La ținuta ta s-a mai lucrat un pic. S-a lucrat. Trageți un pic și la băiatul, că și el trage la cameră. E momentul lui să-i dea Dumnezeu sănătate. Ce frumos. Și are și vocea la el. Ani grei de muzică, de studiu, de ce să mai... Am vrut să-ți fac un fundal. Foarte frumos și am apreciat maxim. N-am vioara la mine. Da, știu. Am luat să-mi pe urmă. Da. Mi-ar trebui niște mâini așa, știi? Da, să-i tot, să-i sunet tot peste tot. Amintiți, vă rog frumos, să adresăm. Oh, frumos. Băi, asta mă, tu vorbești, că mă bag aici jos ca să fii fundal. Ia amintiți, vă rog frumos, adresa mea. Mă întâlniți, am cu fericire. Sacul flori. Bam, s-a intrat. Băi, știe, mă, știe film, știe cinematografie. E bine, tot așa, da, tot pe energie. Asta e ideea, adică asta încercăm, de fapt, de fiecare dată. Adică nu vreți să fim prinși leșinați, cum ar veni, știi? A, facem comedie și la... Nu există. De-aia, vezi, cafele, vezi, uite, muzică. Deja începe bine, știi? Adică asta e început de zi. Ăsta cum? Și bă, mi-a dat muzica, mi-a dat tonalitatea. Am plecat, am ritmul în mine, sunt, știi, Brazilia. Hai, liniște, vă rog. Toată lumea set? Și acțiune, repetiție. Păi de unde l-ai luat? Ce ți-ai zis? La Uai. Păi de ce l-ai luat, mă, de la Uai? Nu ți-ai zis la magazin, de lângă stație sărit acolo? De ce ți-ai zis să faci nimic de la Uai? Că la Uai e Dumnezeu și făcută pe vapor. Anca, tu astăzi ai fost sacrificat, ai fost prima care a început filmările. Da, dar nu în fiecare zi așa, deci nu murim în fiecare zi de frig la prima oră. Dar acum avem parte de o zi chiar foarte frumoasă, adică n-aș putea spune că e cel mai mare frig de până acum sau cea mai friguroasă zi de până acum, nu, nici de cum. Mie îmi place că de câte ori vin aici la voi, tot timpul sunteți cu voie bună, cu energie, cu glume, nu e, nu știu dacă la voi e cineva supărat vreodată. Acum, uite, e începutul zilei, entuziasmul există, știi? Acum, spre finalul zilei, după o zi grea, nu știu cât de fericiți ne-ai mai găsi. Însă, da, este o voie bună care ne înconjoară și pe care o avem. Și așa cum ar trebui să fie, pentru că e un proiect care ne face foarte mare plăcere și un proiect de atâția ani în care se desfășoară și se derulează cu drag. Și, da, eu cel puțin sunt foarte... fericită că fac parte din povestea asta. Pe platourile de filmare din La Sfierbinți, atmosfera este ca în serial. Râzi de te ia capul. Deși s-a trezit foarte devreme, Mihai Bobonete a fost pus pe glume și a luat-o la țintă pe colega noastră. Te simt tensionată că ai venit dimineață și pierzi masa, este? Nu. De când ai început interviul, scam tremurăm una pe microfon, ești. Cât e, păi... mă? 9, da. Mamă. Până la 1 nu știu ce să intre pe ăștia până de masă. Astăzi te simți pe gol. Ești pe sală. Un baton proteic. Am în ceantă. Bravo.
Atunci ia-l pe ăla și tragi de el până la 1-2 când ajungi la Măruță. Acolo sigur găsești un cozonac după la ansamblu Tellerman sau cine dracu vine și face sarmale. Că ești regina fitness-ului pe dans de la amuzant, de sari în sus așa, în mâini și... De ce duci tu la România o talent? Cu o poză înainte și una după, atât? Nu trebuie să faci nimic! Ana, ai apărut cu poza, ai dat-o la spate, zici, arași cu blenda pe tine, malețica asta roz. Vorbim și despre nou sezon, că nu... La voi? Nu, la voi. Am trecut pe blue jeans, trecut pe piramid, pe ușor bufant, așa. Acum cu izmănuțe, mai la vară fără. Bine că face o circulație. Noul sezon, ca de obicei, este plin de surprize. Nici nu vă vine prin cap ce poate să-i facă Dorelu Bobiță și invers. S-a dispărut Dorel, era și el pe aici. Bine, Dorelei! Ia vină mă încoa! Stai că vi-l dau pe ăsta la schimb. Vedeți, luați-l ușor, că omul e ușor. Eu am o problemă cu plămânii, el are probleme cu cap. Hai, vină încoa, băiat! Eu vă simt, n-are. Și el are nopți nedormite. Te las cu domnișoara. E tipa de a fost grasă înainte, dacă o mai ții minte. Oh, să nu te mai recunosc. Ana, da. Dar acum merge cu Magic la sală și se îmbracă și ca el. Da. Mișto. Te las, fetițe, numai bine. Sănătate. Da, mai treci pe la noi. Vino în jurul prânzului ca să nu mai plece așa. Trebuie să mănânci cozonaci de la Ana Vasile acum. Să iei moi în lăptic acolo. Ai mâncat multă ciocolată, de-aia ai făcut geaca asta. Cu ce e lipită? Eu am venit să vorbim despre nou sezon, nu? Da, e nou sezon, a început. A început? Da, decât atâta. Da, a început, e furtunos. Mă, ne-a prins cu vremea asta că e foarte mișto. Bine, e foarte mișto pe la 3 încolo, că se mai fac 11-12 grade. Dar dimineața găsești bruma acolo, pe piatră, pe asta, e alt, e parfum. Așa de vreme vii? Da. De fapt, stai, să înțeleg, tu fugi de acasă și mai dormi un pic în mașină? Nu fug, n-ai cum să fugi. Nu, e ca am radarul când faci așa, te-a văzut în rază, gata, s-a băgat zâmbetul. Hai că mai poți să mai întârzi jumătate de oră. Preza ți-ai păstrat-o? E... Dar nu, dacă îl schimbi pe Dorel, după aia se dă tot serialul peste cap. Cu gel, cu tot felul de nenorocire, îmi dă Gabi acolo un păr cu lipici, nu știu cu ce dracu e. Cu zahăr. Ajung seara acasă, am impresia că am cască. Mă doare pielea capului. Ținuta vă că ți-au răsat-o la fel, nu ți-au schimbat și ție nici măcar babucii. Nu, păi, dar asta eu mă rog să nu se înțepe. Că dacă se înțeapă și e umed afară, s-a dus. Că uite, vezi, spumă. Exact cum era înainte, când zicea, ia mă, ai talpă de spumă. Ia uite, intră degetul în ei. E și tu în trend cu spumă. E muncă, e bine că e de muncă.